Ziua, sunt Oratela, cu o etalare foarte generală. Alege, teoretic, cartea sau setul de cărți, în cazul acesta, medalionul. O să vă rog să alegeți un medalion. Și vom discuta astăzi despre ceea ce îi place persoanei la care vă gândiți voi. O să încerc să dau un zoom, ia să vedem. Ia. Vedeți? Avem aici un peștișor. O cruce malteză, un 13, îl vedeți? Foarte fain, cele 13 zodii. Și aici, un element gotic, este floarea de, cum îi spune, crinul gotic. Bine, la mine o să vedeți genul ăsta de medalioane. Cele 13 zodii, cu soarele în mijloc, crucea, ia. Și peștișorul. De aur, nu e de aur, dar vă împlinește toate dorințele. Uneori, dacă știți cum să vorbiți cu el, ea sau cu ea. Acum, să dau înapoi. Bănuiesc că v-ați ales, eu o să pun pauză. Am uitat să vă spun că acesta ar fi numărul 1, 2, 3 și 4. Și vedem mai târziu ce se arată. Bunjurel, sper că ați ales. Acesta este numărul 1, peștișorul magic. Bănuiesc că ori aveți de-a face cu un peștișor, ori vă place ideea de peștișor care vă împlinește toate dorințele. Dar știți foarte bine că zodia peștilor este o zodie foarte creativă, spirituală, plină de mistere și adesea neînțeleasă. Este a 12-a zodie. Posibil vă reprezintă într-un fel sau altul casa a 12-a, neapărat zodia peștilor. Și ce mi-a plăcut mie la medalionul acesta este că, dar între timp s-a pierdut, dar eu vă zic că există. Trebuie să o găsiți voi, eventual, în relația cu persoana dragă. Inițial, acest medalion avea aici o inimioară. Deci avea, să zic, în centrul său era marcat de o dragoste puternică pe care în acest moment a pierdut-o. Voi trebuie să o readuceți, să o regăsiți în viața lor, în viața voastră, asta ca să știți. Și puteți să mai căutați voi despre zodia peștilor. Ar fi foarte mult de spus, evident. Eu, ca reprezentant a zodiei, cred că am și eu o etalare făcută anul trecut mai specială despre această zodie. Prima parte a acestei etalări, voi folosi tot arsenalul, de fapt, în toată etalarea. Voi folosi tot arsenalul meu de seturi de cărți, dar încep cu cele care sunt clasice. Și vom vedea ce îi place persoanei pe care ați avut-o în gând când ați ales numărul 1. Ce îi place la dumneavoastră? Nu? Așa fusese vorba. Poate ar trebui să pun pauză în timp ce amestec. Da, cred că așa o să fac. Ok, dragii mei, numărul 1, care ați ales numărul 1. Prima parte. Ce îi place la voi? Cartea, după cum vedeți, nouă de bâte, a venit invers. Am încercat din aceste seturi să vedem ce apare. Unor apar mai multe cărți, alteori mai puțin. Mai puține. Ideea este că posibil sunteți o persoană foarte pasională. Nouă de bâte este o persoană pasională. Este o persoană luptătoare, care a trecut prin multe războaie, prin multe experiențe și încă stă în picioare. Chiar dacă are răni, stă în picioare. De obicei, nouă de bâte creează ziduri în jurul său, ziduri protectoare, ca să nu mai fie rănit. Este similar cu Chiron. Poate vă reprezintă într-un fel Chiron. Ideea este că aveți pasiune în continuare să mergeți mai departe, chiar dacă ați trecut prin multe și asta este admirat. Faptul că a venit invers exprimă însă o idee, că nu vă creați prea multe blocaje, nu atât de multe cât să vă blocați inima. Așa simt eu această carte. Și este minunat. Este minunat. Blocajele sunt necesare, zidurile protectoare sunt necesare, limitele sunt necesare, dar cu măsură. Cred că sunteți o persoană echilibrată. Cel puțin până acum așa arată cărțile.
În continuare apare roata norocului. Posibil sunteți marcați de Jupiter într-o formă sau alta, sau aveți această influență jupiteriană în viața lor, sau cel puțin așa vă văd ei. Jupiter este o planetă foarte înțeleaptă, dar și jucăușă. Se ocupă de foarte multe, dar până să ajungă eventual un mare profesor și un profesor benefic, are un fel de a fi care creează confort în jurul său, oamenii se simt relaxați, voioși, probabil că faceți glume, unii dintre voi aveți acest dar cu Jokerul, da? În anumite momente măcar. Să nu vă speriați, este cățelul meu care se luptă cu niște pietre. Am o lupoaică, puișor. Treceți peste zgomotul ăsta. Cred că vă și văd ca o persoană care le aduce norocul. Sau în preajma voastră se simt norocoși. Pe de o parte, deși aveți această putere de schimbare, aveți și o latură foarte stabilă, că sunt cele patru zodii stabile. Și sunteți deschiși să comunicați despre schimbare, despre karmă, despre experiențele negative. Adică nu vă este rușine să povestiți, da, valetul povestește. Oh, ce ori face. Să povestiți despre experiențele prin care ați trecut. În continuare aveți valetul de monede. Valetul reprezintă mesager, evident. Pentru că este o energie tânără, poate să reprezinte și un aspect al vostru tineresc. Deja este confirmat și de Joker și de roata norocului. Am vorbit la Jupiter că puteți fi foarte glumeți și foarte voios în anumite situații, chiar dacă ați trecut prin multe. Posibil că aveți și darul, da? Este o persoană care dăruiește darul de a face daruri utile, practice, sau să comunicați despre lucruri practice care sunt în folosul persoanei respective. Eventual, sunteți dispuși, pentru că aveți acest noroc, eventual noroc și de bani, unii dintre voi, că aveți și 10 de monede, sunteți dispuși să-i ajutați un pic financiar, măcar un pic. În continuare, ce a venit? Turning in. Meditație. Cum am spus și mai devreme, ați trecut prin multe. Sunteți dispuși să împărtășiți sau măcar să discutați despre experiențele prin care ați trecut. Dar, chiar dacă vă mai doare ceva din trecut sau experimentați situații neplăcute, cum se vede și aici 5 de spade și 8 de spade, aveți puterea să vă întoarceți înăuntru și să analizați. Puteți să meditați, să vă izolați de energiile negative și să vă regăsiți lumina. Uitați cum radiază fața acestei persoane în condițiile în care este înconjurată numai de energii negative. Aveți această putere să vă conectați la emoțiile voastre. Nu contează ce zodie sunteți și asta este foarte admirat. Puterea să vă vindecați, am vorbit de Chiron, da, să vă vindecați emoțional și în momentul în care vă vindecați, sau nu doar, în momentul în care meditați, vă conectați la întreaga energie pozitivă planetară, la tot ce este, la toți prietenii, la toți cei care gândesc frumos despre voi. Iar este oarecum, mi-aduce aminte de Jupiter, de conexiuni benefice. Creați conexiuni benefice, la început mental, emoționale și apoi practice. Posibil și cu ei creați o legătură emoțională, profundă, benefică și apoi practică. Se poate manifesta în 10 de monede. 10 de monede înseamnă abundență, înseamnă stabilitate, înseamnă că puteți cuceri întreaga planetă împreună. Așa simt. Așa simt. Sau puteți, aveți această ambiție, acest curaj să fiți împreună, alături de ei, să le creați stabilitate pentru totdeauna. Și spun asta pentru că mă gândesc la
finalul vieții pe pământ, da? Până la sfârșitul vieții pe pământ. Nu știu de unde vine acest mesaj, dar probabil e pentru unii dintre voi. În continuare ați primit 5 de spade, jokerul și 8 de spade. 5 de spade este o energie tristă. Probabil că ați pierdut persoane dragi, cum am spus mai devreme și la 9 de bâte. Ați fost în situații blocante, situații mentale, dar ați învățat că în aceste situații mentale, depresive sau blocante, ați învățat cu această roată a norocului și cu acest valet de monede și meditație, cu o glumă, vă poate scoate din energia asta și este minunat. O glumă, o prostioară, un comportament mai copilăresc, este salvator și vă ajută să depășiți aceste energii destul de negative, în cazul în care le experimentați. Continui cu partea a doua. În continuare am așezat cărțile, am primit cărțile, partea a doua. Ce-i place persoanei la care v-ați gândit când ați ales peștișorul? E interesant că aveți multe semne de apă, poate că vă reprezintă, poate că au ei în harta natală, știți, nu știți, interesați-vă. Sau am zis casa a 12-a necunoscutului. În primul rând, aveți o latură psihică foarte și spirituală, foarte dezvoltată și bănuiesc că asta este unul din motivele pentru care ei se simt foarte atrași de voi. Aveți eroul, semn de foc, semnul alchimic al focului și 5 de apă, semnul alchimic al apei. 5 similar cu 5 de cupe. Cred că sunteți într-un fel, vă văd eroii lor. Ei probabil sunt într-o perioadă de mari tristeți, depresii, dezamăgiri, poate chiar doliu unii dintre ei. Și într-un fel vă văd ca pe eroul vieții lor, într-un fel sau altul. Ăsta e un mesaj care vine separat. În continuare, sunteți plin de pasiune, chiar dacă, cum am spus mai devreme, ați trecut prin multe depresii, supărări, pierderi emoționale, sufletești. Ați trecut prin multe, dar v-ați regăsit puterea. Probabil că aveți totuși un marcaj pe semne de foc, pe Marte, pe Jupiter, ceva. Dacă aveți ochii verzi, ar putea să le placă culoarea ochilor voștri. Posibil unii dintre voi sunteți persoane mândre, dar în sensul că vă știți valoarea, vă conștientizați puterea, puterea spirituală și fizică și sexuală și sunteți mândri de ceea ce ați descoperit în voi. Ce le place? Faptul că puteți fi și pasionali și blânzi. Aici se confirmă și prin celelalte cărți. Că puteți empatiza cu stările lor și puteți scoate din starea aceasta. Și regăsesc această pasiune în preajma voastră. Aveți o forță, această pasiune vine de undeva, dintr-o zonă foarte ascunsă a voastră. O forță hctonică. Poate pentru unii, ursul sau mistrețul ar putea să fie un animal care vă inspiră, deși aveți și pantera. Dar căutați la aceste animale. Ursul iese din hibernare, da? Dintr-o hibernare emoțională, dintr-o răceală emoțională, probabil ați reușit să fiți eroul vieții voastre, e mare lucru și reușiți să transmiteți asta și celor cu care aveți de-a face și persoane respective. V-ați conectat la lumină și la dragoste. Da? V-ați conectat, asta iubește vibrația pe care o emanați, lumina pe care o transmiteți și dragostea aceasta pură pe care o transmiteți, da? Către ei și către, aveți, se confirmă această dragoste și prin I love you, te iubesc, da? Aveți puterea de a spune aceste cuvinte de care foarte mult se feresc. Să recunoașteți că iubiți pe cineva, să vă recunoașteți emoțiile, da? Și dragostea față de cineva să o și exprimați. Posibil o exprimați într-un mod artistic
Știți să folosiți cuvintele, știți că au o forță aparte cuvintele. Cred că aveți mare grijă cum vorbiți unii dintre voi, pentru că ați trecut prin multe, v-ați transformat și puteți să-i transformați și pe ceilalți. Și aveți această calitate psihologică de a alege cuvintele potrivite la momentul potrivit, de a ieși, îi inspirați și pe ei și pe alții. Și prin cuvinte, nu doar prin acțiuni. Și această putere a voastră de a recunoaște că iubiți pe cineva, că iubiți pe ei, mai devreme sau mai târziu le veți spune, dacă nu le-a spus deja aceste cuvinte, probabil este admirat acest curaj, da? Dragoste și lumină. Am spus mai devreme și repet, ați trecut prin multe, dar ați învățat să nu puneți prea multe blocaje inimii. Inima voastră este deschisă și deschisă să împărtășiți această dragoste cu ei. Poate unora vă place culoarea mov, da? Sau purpuriu. Văd deja cel puțin două cărți care exprimă acest lucru. Deci sunteți conectați oarecum, aveți și chakra șaptea măcar din când în când deschisă sau sunteți conectați la spiritualitate. Lavanda, iarăși să vă spun ceva, culorile violetul, violetele care sunt deja înflorite în grădina mea cel puțin, să vă spun ceva. Aveți călărind valurile cosmice, Riding the Cosmic Wave. Este o carte superbă. Sunt exprimate, e fuziunea dintre cele două chakre, al treilea ochi și ultima, Sahasrara. Eu zic că sunteți într-o punct al evoluției sau tindeți, dacă nu sunteți, tindeți către acest punct. Conștient sau inconștient? Rămâne de văzut, variați de la persoană la persoană. Ideea este că vă lăsați oarecum, tăiați și ales peștele, da? Vă lăsați în voia universului, călăriți valurile cosmice, nu vă puneți contra, nu notați contra valurilor. Și evident nu e vorba doar de valuri de emoție, că sugerează câteva cărți, este vorba și de mentalul vostru, de spiritualitatea voastră. Din punct de vedere sexual, ați primit 4 de monede, da? Și regele de cupe. Am mai spus eu cândva, cred că la Zodia, nu mai știu care, la Gemeni. Regele de cupe pentru mine, dacă ar reprezenta nu neapărat o persoană, ci o energie, reprezintă dragoste adevărată. Și nu degeaba aveți I Love You și toate cărțile care susțin această dragoste. Iubesc foarte mult puterea voastră de a fi sau capacitatea voastră de a fi și pasionali, da, cmerul, și empatici, și tandri, foarte tandri, și protectori, dar și pasionali. Probabil că le place foarte mult când îi mângâiați prin păr sau le place să vă mângâie pe dumneavoastră prin păr. Posibil le place când stați de vorbă și vă mângâiați unul pe altul. Dacă sunteți, posibil le place să purtați bujartier și îmbrăcăminte sexy, măcar când sunteți împreună. Cele două cărți confirmă, da? O îmbrăcăminte sexy, eventual culoarea neagră, este una din preferințele lor. Își doresc foarte mult să fiți într-un ambient intim și regele de cupe și patru de monede sugerează un ambient în care sunteți doar voi doi, izolați de ochii lumii, aveți un șemineu în spate, puteți fi relaxați, aveți căldură, că e acasă, că e în grădina voastră, ideea este că sunteți doar voi doi și puteți fi liberi. Cred că acest patru de monede sugerează și răbdarea voastră de a le da încredere, de a le da încredere să se deschidă în fața voastră. Da, să se dezbrace. Femeia încă nu e total dezbrăcată, este pe punctul. Probabil în preajma voastră, felul în care vă purtați,
Posibil sunteți și senzuali și tandri și pasionari, da? Aveți tot ce vă trebuie, dragii mei, și este apreciat, este sunt adorate toate aceste calități ale voastre. Când este nevoie, sunteți ca o panteră care sare pe ei, plin de pasiune, cu viteză, în care nu mai gândiți foarte mult decât aveți această dorință de a vă exprima ceea ce simțiți. Pasiunea, evident, acest foc interior. Altă dată aveți răbdare, altă dată stați, te povești și le dați stabilitate. Am zis, probabil că mă repet. Dacă aveți părul lung, probabil le place foarte mult că aveți părul lung, dar nu e obligatoriu. Poate vă schimbați coafura. Pentru unii simt că unora le place să poarte print de animale și posibil acest lucru place persoanei cu numărul 1, ori să poarte, ori voi purtați. Și să nu uit să vorbesc despre o altă carte foarte importantă, acest psihe sau lumea. Ați cucerit lumea trecutului, da? Trecutul vostru l-ați cucerit și v-ați ridicat deasupra lui. Iar posibil ați comunicat într-un fel sau altul despre asta și este văzut ca un lucru nemaipomenit pe care ați reușit să-l cuceriți. Și în primul rând v-ați cucerit psihicul. Este o poveste foarte frumoasă între psihe și eros, apropo de erotism și sexualitate. Puteți să căutați în playlist, să o ascultați. Este superbă. Afară de asta, apare și fluturile. Aveți această putere de schimbare că a apărut roata norocului și de transformare. Posibil aveți planete în scorpion, unii dintre voi. Eventual, ei se simt transformați sau simt că se vor transforma în preajma lor într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu. Oricum, cred că aveți un psihic foarte puternic, dacă nu urmează să-l descoperiți. Și florile reprezintă această putere de regenerare. Și foarte posibil că și sexual comunicați psihic, telepatic cu ei. Aveți această capacitate de a comunica telepatic. Dar din punct de vedere intim, aveți tot ce vă trebuie. Stabilitate, am zis, maturitate, tandrețe, pasiune, nebunie, viteză, unor calm, depinde cum e momentul. Ce ar mai fi de spus? Uneori te veniți atât de pasional, deși focul ăsta în spate și parcă în spatele dânsului, al domnului, mai mult sau mai puțin, în fine, este și această leopard, ghepard, în fine, nu contează, da? Încât au nevoie să se calmeze, e un evantai, da? Să-și facă vânt, să se calmeze, să se adune ca să vă reziste pasiunii. Cam aceasta ar fi prezentarea pentru numărul 1. Sper că v-a plăcut. Ascultați și celelalte prezentări în cazul în care v-ați gândit la alte persoane. Ok, dragii mei, am revenit la numărul, sau continuăm cu numărul 2. De ce ați ales crucea? Malteză. Pentru că probabil sunteți creștini, probabil că aveți... Așa. Aveți încredere în Dumnezeu, credeți că Dumnezeu vă ghidează fiecare pas și posibil... Are prea tare brițul? Așa. Și posibil și ei sunt atrași de încrederea, spiritualitatea, credința pe care o manifestați în relație cu ei și în general, în relație cu voi și cu cei care vă cunosc. Cruce malteză. Cruce malteză. Probabil vă atrag ordinele militare. Poate aveți ceva legătură și cu o zonă militară, într-un fel sau altul. Poate vă atrag pe unii dintre voi, vă atrage evul mediu. Și
Ce ar mai fi de spus? Probabil că sunteți foarte stilați și eleganți în felul în care vă îmbrăcați. Ok, dragii mei, prima parte pentru numărul 2. Am uitat să spun la crucea malteză, pentru că este numărul 4, posibil sunteți niște persoane foarte tradiționale, unii dintre voi, sau, dacă nu tradiționale, stabile. Sunteți persoane stabile, vă găsiți centru și posibil și ei își găsesc centru într-un fel sau altul în preajma voastră. Ați trecut prin foarte multe. Ați trecut prin foarte multe. Ideea este că aveți 5 de cupe. Posibil ați plâns foarte mult și 5 de cupe și 10 de spade. Ați plâns foarte mult într-o poveste în care, cel puțin o poveste în care ați fost înșelați. Probabil că ați discutat despre lucrurile astea, nu le-ați ținut ascunse. Dar le-ați povestit și lor sau, dacă el, adică nu vă este teamă să spuneți adevărul într-o situație. Eventual ați fost mințiți de cineva, ați fost trădați. Poate că încă mai plângeți. Dar pentru că 5 înseamnă schimbare, plângeți pentru că sunteți totuși persoane fixe într-un fel sau altul. Și credeți în stabilitate, în tradiții, într-o formă sau alta. Dar pentru că 5 înseamnă schimbare, simt că, și aveți și un 7 de cupe, simt că deja sunteți pe punctul de a schimba această vibrație, de a vă elibera de suferință, de un ciclu de mari trădări, de toate aceste regrete. Și dacă ați făcut, cu o fi în relație cu ei, o greșeală, cu o fi în alte relații, cred că sunteți pregătiți să vă întoarceți privirea către acest doi de cupe. Vedem și ce alte cărți se arată. Posibil că, de fapt asta a fost prima carte care a venit, probabil că învățați ceva din această lecție a trădărilor și nu vreți să manifestați niciodată mincinosul, da? Cel care minte. Asta pentru că ați fost arși undeva de această energie, da? V-ați rănit inima în niște situații și nu vreți, cartea a venit invers și este minunat, nu vreți să mințiți nici pe ei, nici pe voi și dacă cumva lucrurile merg la un moment dat mai greu în relația cu voi, măcar se întâmplă din cauza că voi sunteți corecți, încercați să fiți corecți, da? Dacă încă nu v-ați întors privirea către acest doi de cupe, posibil relația cu ei, măcar spuneți, nu mințiți, nu creați iluzii. Vă dați timp suficient, going with the flow, să vă lăsați purtați de valurile vieții, vă dați suficient timp să ieșiți din această poveste și să manifestați un nou început cu ei, eventual, bănuiesc. Sau pur și simplu să vă transformați, să luați viața de la zero sau să mergeți către destinul vostru. Ați învățat această lecție a adevărului și este minunat. Posibil felul în care discutați voi să fie mai pasional. Este un valet de bâte, să fiți foarte pasionali. Și asta vă creează multe oportunități, multe șanse, sunt mulți oameni care vă doresc, bărbați sau femei, care vă doresc pentru că sunteți pasionați, dar tocmai pentru că sunteți pasionați s-ar putea să fi fost și răniți. Valetul de bâte și 7 de cupe. Posibil pentru unii să aveți, să fiți mai tineri, încă, să treceți prin niște experiențe. Posibil încă învățați să alegeți ce este bun pentru voi ca să nu mai fiți răniți, da? 5 de cupe și 10 de spade. Da? Ca să nu mai aveți de-a face cu mincinoși, da? Trebuie să fiți foarte atenți.
Și nu doar atât, going with the flow oarecum ține un pic și de intuiție și de credință, că ați ales crucea, da? Credință. Conectați-vă la această latură, probabil că o faceți și ei admiră acest lucru, și învățați să alegeți ce este bun pentru voi. Și în momentul în care alegeți, aveți pasiunea, determinarea, nebunia, creativitatea să manifestați două cărți care vorbesc de manifestare în practic, a ceea ce alegeți. Posibil vă place roșul? Unora dintre voi. Alt mesaj. Valetul de bâte, am spus, este o persoană inovativă, creativă. Posibil faptul că sunteți creativi vă oferă multe oportunități în viață, dar, cum am spus mai devreme, trebuie să alegeți pe cea care corespunde, dragii mei, destinului vostru. Însă aici vorbim despre ceea ce place persoanei la care v-ați gândit când ați ales acest număr. Probabil că, am zis, învățați, depășiți tristeți, dezamăgiri, obiceiuri proaste, poate acest mincinos va reprezenta, nu vă supărați, eu zic poate, da? Va reprezenta pe voi cândva, într-o situație și vreți să schimbați situația. Dacă cumva i-ați mințit, am spus de multe ori, nu mințim de dragul de a minți, pentru că ne este jenă să descoperim anumite slăbiciuni ale noastre sau greșeli. Dacă cumva i-ați mințit, nu vreți să mai mințiți. Acum, v-am spus, sunt diferite mesaje. Și asta admiră la voi, faptul că nu vă mai mințiți nici pe voi, nici pe ei. Că manifestați pasiune, creativitate, că aveți ce frumos, da, că aveți puterea de a visa. Și fanteziile oarecum, uneori, ne și inspiră, ne și vindecă, asta știu doar peștii, și mai devreme sau mai târziu, măcar unele se materializează și ei știu asta și admiră. Faptul că aveți o latura voastră visătoare. Cred că sunteți mai tineri și într-un proces de transformare, de intrare într-o nouă existență. Ce admiră la voi? Pentru că acestea sunt ultimele cărți pe care le-am tras și s-a terminat cu existența. Am spus, poate, mă repet de câte ori, nu știu de câte ori, numărați voi. Cred că tocmai învățați o lecție și ei admiră faptul că învățați. Da? Și în momentul în care învățați o lecție, știu sigur că nu mai repetați și vă veți orienta către, dragii mei, către destinul vostru. Că o fi cu ei, variază. Ideea este că vă apropiază destinul vostru de steaua voastră. Și începe să vă orientați viața după stele, eventual, poate, după astrologie. Interesant ce mesaj vine. După emoțiile voastre, în cazul în care, dacă sunteți semn de aer sau de foc, poate nu v-ați ascultat emoțiile la un moment dat și din acest motiv ați fost trădați sau eu știu ce situație ați mai experimentat, da? Începe să vă ascultați emoțiile, credința și astrele și mesajele de la îngeri. Și creativitatea, cum am spus. E frumos. Haideți să vedem partea a doua. Ok, dragii mei, partea a doua pentru numărul 2. Așa, se vede. Am pregătit cărțile și am spus, cred că unii sunteți mai tineri și tocmai, sau neapărat mai tineri, vă maturizați. Tocmai ați trecut printr-o situație neplăcută ori cu această persoană, ori cu altă persoană și învățați să vă maturizați. Posibil aveți de-a face cu o persoană mai matură, probabil ei. Dacă nu sunt ei mai maturi, pentru că văd totuși o diferență, da? O persoană tânără și una mai în vârstă, o persoană tânără și una mai în vârstă. Să zicem că și aici ar fi. Dacă nu este diferență de vârstă între voi și persoana la care vă gândiți nu este mai înțeleaptă, mai mare decât voi, posibil, după experiențele prin care ați trecut, vreți să vă maturizați și vreți să vă manifestați ca un om adult. Și sunt foarte mulți oameni
mari care se poartă ca niște copii, deci e valabil pentru orice vârstă. În fine, asta e un mesaj, așa simt, ca orice personaj care citește tarotul trebuie să ne ghidăm și după ceea ce simțim. În continuare, văd foc și pământ. Poate vă reprezintă chestia asta. Văd foarte mult pământ, dar și foc. Posibil, acest masculin-feminin este similar cu valetul de bâte pe care l-am văzut mai devreme. Am spus, cred că învățați să vă și este mare lucru, nu contează ce sex reprezentați. Este mare lucru. Cred că învățați să vă echilibrați latura masculină și cea feminină. Sau relațiile pe care le aveți cu bărbații și cu femeile. Să nu-i mai puneți pe toți într-o oală, să nu eventual așteptați ca o femeie se poartă ca un bărbat și invers. Dar mai presus de toate, vă începe să echilibrați aceste aspecte în voi înșivă. Ce înseamnă feminin înseamnă să fii receptiv, ce înseamnă masculin înseamnă să fii de acțiune, dar trebuie să știi când ești de acțiune și când primești. Când te lași în voia, da? Going with the flow, când te lași în voia, nu a soartei musai, a situației și când acționezi, da? Valetul de bâte, când acționezi cu creativitate. Posibil, iar... Creativitate reprezintă și regina de pământ. Vă doriți să căpătați o abundență, eu știu, sunt foarte curioasă cum rezonează, să căpătați un soi de abundență pe o cale creativă. Regina de monede creativă, dar și integrarea aceasta masculin-feminin ține de creativitate, de inovativitate și nu știu de ce. Nu știu de ce. Acest disc îmi sugerează un disc muzical. Are legătură cu muzica? Aveți legătură cu muzica? Cântați? Eu am o chitară aici. Dar nu mai știu să cânt la ea. Cântați? În fine, poate unii. Ideea este că trebuie, sau nu trebuie, vreți să faceți bani din ceea ce creați. Este minunat. Asta înseamnă că deveniți voi o autoritate. Bănuiesc că spre asta tindeți mai devreme sau mai târziu, chiar dacă n-ați manifestat. Și ei admiră acest lucru. M-am spus și mai devreme că ați trecut prin niște situații. Apreciați momentul, apreciați lecția și învățați, studiați. Poate că sunteți la facultate, la master, la doctorat unii, mai mult sau mai puțin, să nu contează dacă sunteți într-o formă de învățământ. Studiați situațiile. Da? Învățați să nu mai manifestați eșecurile trecutului. Și este minunat. Adică vă descoperiți această latură matură a voastră, am zis, da? Chiar dacă sunteți tineri, vreți să vă comportați matur, vreți să exprimați înțelepciune, da, bufnița, vreți să aveți cheia cunoașterii și în acest moment eu simt că faptul că este cheia deasupra inimii, vreți să vă deschideți inima. Să cunoașteți lucrurile în profunzime și pentru asta, uite, și în această imagine, o persoană care se uită, studiază înăuntru, da? Scoica, ce se întâmplă în situația respectivă? Iar numărul maestru 33, să vă spună ceva. 3 cu 3, 6, 6 număr venusian, poate sunteți venusieni. La 3 și 3 înseamnă comunicare și cercetare. E Mercur, da? Nu știu, pentru mine așa este. Ideea este că ambele persoane, tinere sau în vârstă, cercetează ceva. Ori relația cu voi, ori situațiile prin care treceți în general, nu contează. Studiați. Și nu doar pe calculator, da? Dar și începeți să citiți cărți, să citiți astrologie, cum am zis mai devreme, sau dacă nu citiți, să studiați, să vă coordonați cât de cât. Poate că bufnița vă poate reprezenta la un moment dat ca și animal care vă ghidează în întuneric, în situațiile de criză. Poate este o persoană în vârstă pe care încercați să o studiați. Iar variază și ei admiră, dacă știu, în fine. Ideea este că dacă sunteți doamne, posibil aveți un fel de a...
trec dintr-un într alt, așa vine mesajul. Dacă sunteți doamne, posibil că aveți un fel de a vă ornamenta părul, de a niște bijuterii speciale. Felul în care vă prindeți părul sau vă schimbați coafiura, vă dă așa o aură specială și admiră asta la voi. Și înțeleg că... Aha, e interesant ce mesaj. Înțeleg că deși vă reprezentați, vă prezentați ca o persoană abundentă, nu sunteți vanitoși, cercetați lucrurile, poate chiar cercetați relația cu ei, chiar dacă sunt mai mici, încercați să vă echilibrați ceea ce faceți, felul în care vă exprimați creativ, artistic, încercați să vă exprimați de fapt latura masculină și feminină, dar nu este o creativitate irosită de dragul de a visa cu aproape 7 de cupe, ci vreți să puneți în practică ceea ce anticipați, aveți o viziune specială despre viață sau ați căpătat-o și admiră lucrul ăsta. Iar este o chestiune care ține de sexualitate, scoica reprezintă elementul sexual, da, organele genitale feminine. Da? Posibil, dacă sunteți bărbați, aveți o atracție foarte mult către chestia asta, dar într-un mod special, într-un mod matur, așa simt. Și înțelegeți că situațiile prin care ați trecut, sexuale sau nesexuale, au fost niște motive de creștere spirituală, de a vă găsi dragostea, eventual de a vă apropia de această persoană, dacă este persoana pe care o iubiți, așa, de a vă apropia. Și simt că înțelegeți că o relație sexuală este așa cum ați experimentat-o în trecut. Cel puțin în relație cu ei, cred că aveți trei, iar număr de creștere, aveți o creștere deosebită și pe toate planurile, și material, și sexual, și emoțional, și apreciază acest lucru, faptul că sunteți dispuși să studiați și să creșteți și să colaborați alături de ei, în relație cu ei și în general. Iar văd mulți pești aici și văd o ființă ciudată, o femeie care este reprezentanta lunii. Poate aveți de-a face cu un semn de apă, pești, drac, scorpion sau cineva care este marcat de lună. Eventual, voi începe să vă conectați, cum am zis mai devreme și îmi place când se confirmă, să vă conectați la o latură a voastră feminină, da? Chiar dacă sunteți bărbați, să integrați și femininul în voi. Și la emoții, la intuiție și stămân. Ah. Luna reprezintă și o sexualitate foarte profundă, ciclurile lunare, capacitatea de a, aha, cu regina de monede, de a crea, de a gesta, da? De a fecunda. Și cum am spus mai devreme și la stea și acum, probabil că începeți să găsiți lumina. De fapt, ce e luna? Este farul nostru în întuneric noaptea, da? Să ieșiți din întuneric, cum arată și cartea aceasta, și să găsiți lumina. Uh-huh. Posibil și în relație cu ei. Posibil. Dacă nu, separat. Că nu știu ce relație este între voi doi. Dar bănuiesc că totuși e o relație de dragoste. De dragoste. Și dacă voi sunteți mai mult marcați de soare, începeți, echilibrând masculinul și femininul, să vă conectați și la luna voastră sau eventual la ei, dacă sunt doamne. Să vă conectați altfel, într-un mod mult mai profund și mai delicat. Și mai delicat. Din punct de vedere sexual, aveți trei de monede. Posibil, ori ei vă văd ca pe un premiu, ori voi îi vedeți pe ei ca pe un premiu. Dacă sunteți bărbați, probabil o vedeți pe doamnă ca pe o regină, da? Ca pe un premiu, în cazul în care sunteți mai tineri sau nu neapărat mai tineri. Da? Sau nu neapărat mai tineri.
Îi vedeți ca pe, o vedeți ca pe o regină. Și sunteți dispuși să colaborați. Studiul arată și 3 de monede asta sugerează colaborare, construcție, să construiți relația cu ei. Eventual, dacă ați fost timis la un moment dat, sau dacă ați fost în întuneric din niște situații, că de fapt cartea normală e așa și reprezintă semnul pământului, și un bursucel timorat, din niște motive, de niște oameni, că au apărut și 5 de cupe și 10 de spade, ieșiți din această energie și e minunat. Ieșiți și ieșiți prin creativitate, pentru că bursucul reprezintă, printre altele, și talent. Un talent care este ascuns. Ah, ce frumos! Posibil în relație cu ei începe să manifestați sau aveți curaj, nu știu, ceva, poate că vă inspiră regina de monede, poate să inspire persoana aceasta mai în vârstă, poate să inspire, ea este luna, iar poate să inspire, posibil că ceva vă inspiră, începe să vă inspire sau în relația cu ei începe să căpătați altă încredere în voi și în natura voastră creativă. Văd că vă căpătați, prin ce mai văd așa la capătul setului de cărți, vă căpătați puterea în această relație cu ei, într-un fel sau altul. Și dacă din punct de vedere sexual ați bâșbuit, n-ați știut cum să vă manifestați față de doamnă, așa arată cartea, așa spun, dar și poate să fie și bărbat, ieșiți din timiditate, ieșiți din gelozii, ieșiți din blocaje mentale și blocaje de comunicare, așa, și începe să construiți, practic. Poate chiar o să vă placă foarte mult să faceți dragoste la bucătărie în timp ce gătiți. Ce frumos mesaj! Văd aici, uitați-vă, da? O oală cu mâncărică. Și ce înseamnă mâncărică? Înseamnă alchimie, înseamnă transformarea unor elemente pure într-o chestie digerabilă. Probabil că voi doi vă transformați împreună, vă alchimizați și în primul rând când faceți dragoste. Poate doamna e mai mică decât voi, mai mică de înălțime, altfel cum ați putea o să o ridicați așa în brațe. Posibil vă place foarte mult să vă îmbrățișați sau o să vă placă sau în fine, să-i luați pe sus și să-i învârtiți. Poate că sunteți mai puternici decât persoana respectivă sau mai delicați, oricum, chiar dacă e diferența aceasta de putere, dar masculin și feminin, este apreciată diferența asta. Diferențele vă aduc împreună tocmai ca... Aha, ce frumos, da? Ca să construiți ceva special, cum am zis la mâncărică, da? Elemente pure, elemente crude sau neexplorate și, ce frumos e aici, le exploatați, le... experimentați, le testați prin sexualitate. Am spus mai devreme, le studiați. Aveți încă o carte despre care n-am vorbit, 9 de monede, dar a venit invers. 9 de monede, în general, reprezintă o persoană independentă. Da? Dar faptul că a venit invers transmite un mesaj. Orică încă nu sunteți siguri de finanțele voastre și trebuie să vă întoarceți, dar ce face 9 de monede invers? Se întoarce către 8 de monede. Vreți să munciți, să studiați, da? Să creați, să faceți bani pentru a vă angaja în această relație sau pur și simplu pentru a vă crea independența, să vă descoperiți acest 9 de monede. În continuare, 9 de monede înseamnă și o persoană singură. Dacă sunteți singuri, vă doriți această relație cu ei. Și apreciați fiecare moment pe care îl aveți împreună. Și asta înseamnă foarte mult, pentru că fiecare moment poate să fie și un moment foarte scurt. V-ați întâlnit pe stradă, v-ați privit, v-ați zâmbit și asta a fost. Apreciați orice și este minunat. Universul vă va răsplăti pentru această gratitudine deosebită. Este o gratitudine pe care nu orice nu o poate manifesta decât mari maestri. Posibil, în acest fel, apreciem fiecare moment, fiecare frunzuliță, fiecare... participare într-o situație, zic situație că poate să fie relație și orice, deveniți într-adevăr o ființă, un maestru, un maestru și posibil cândva
Îi veți ghida și pe alții. Eu așa simt să vă citesc cărțile. Ah, și să nu uit că la un moment dat, într-adevăr, nu știu de ce, acum am senzația că nu sunteți chiar împreună sau uneori vă mai separați. La un moment dat veți fi împreună. S-a oprit setul de cărți la Union of Hearts. Trec la numărul 3. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Cine a ales numărul 13? Probabil că sunteți. Marcați de numărul ăsta. Vă reprezintă ori data voastră de naștere, ori data persoanei la care vă gândiți, ori pur și simplu, mie, chiar în timp ce am așezat aceste medalioane, mi-am adus aminte de al 13-lea războinic. Este un film minunat pe care vi-l recomand și s-ar putea să vă placă și vouă. 13 este un număr neconvențional din punctul meu de vedere, pentru că, într-adevăr, dragii mei, ce-mi place medalionul ăsta, sunt 13 zodii. Poate că aveți marcaj pe a 13-a zodie, oficicus, parcă. Ideea este că 13 are în mijloc un soare, poate sunteți marcați de soare. Dar, într-un mod special, acest soare vă dă stabilitate, vă dă conștiința personalității voastre și totuși, nu într-un mod egoist, pentru că acest 3 reprezintă comunicare, construcție. Știți cine, descoperiți cine sunteți și împărtășiți cu ceilalți, construiți din ceea ce ați aflat despre voi, din energia pe care o preluați de la soare. Da. De fapt, sunt 13 zodii. Există multe lucruri despre care n-am discutat. Eu acum o să... Și 1 cu 3 înseamnă 4, sunteți stabili într-un fel sau altul. O să pun pauză și pregătesc prima serie de cărți. Dragii mei, se pare că după cum alegeți, așa vin și cărțile. Numărul 13, am zis că e număr intens. Că sunteți marcați de Scorpion, de Capricorn, nu neapărat, de Marte. Aveți multă, multă pasiune și, într-un fel, intimidați. 5 de cupe. Posibil că sunteți, totuși, niște persoane emoționale, poate meditative. Posibil că ați trecut prin multe triouri și multe dezamăgiri emoționale, nu neapărat în relațiile voastre, dar poate și la job și în situații și situații, da? Și acum, sunteți în situația în care primiți o ofertă. Posibil că ei vă facă o ofertă. Universul vă face o ofertă prin ei. Ideea este că voi o considerați o tentație. Și stați și vă gândiți dacă s-o primiți sau s-o primiți. Dar ce le place lor? Faptul că stați și vă gândiți. Că nu o primiți. Chiar așa, imediat. E, și chestia asta, într-un fel sau altul, îi pune pe jar. Ce le place lor la voi? Poate că este și invers povestea. Poate ce obicei mi-am făcut. Posibil. Posibil că și ei au fost în triouri, posibil că și ei au fost cu prietenii. Și în prezența voastră își dau seama că prietenii sunt doar niște cupe mici. Prietenia cu voi este o cupă mult mai mare și mult mai tentantă, aproape obsedant de tentantă. Posibil că simt o mare atracție fizică, cavalerul de bâte sugerează sursa, sugerează aventura, sugerează, similar cu... Ah, nu, e aventură, ideea este că posibil că la un moment dat și-au dorit o aventură, dar lucrurile se transformă. Vom vedea cum. Ideea este că este o dorință atât de mare să fiți împreună. Și amânarea aceasta, din niște motive, ora voastră, ora lor, îi intoxică. Diavolul înseamnă intoxicare. Cu dorințe, cu emoții, cu un foc. Asta e sursa. Se conectează la focul lor interior și ard. Ard de dorință pentru voi. Ar călători posibil până la capătul lumii, că așa face cavalerul de bâte, da? De obicei are undeva în depărtare niște piramide. E în deșert oricum. Ar călători până la capătul lumii pentru această pasiune. Asta simt ei. Simt că
Nu că le reaprindeți o flacără, că se naște un vulcan în ei, în prezența voastră. Și sunt dispuși să lupte, pentru că e un cavaler, da? E o persoană destul de... Nu e nici imatură, nici matură. Are câte puțin din fiecare. Și are, în primul rând, curaj. Dacă, la un moment dat, această persoană ar putea să pară player sau jucător, jucăuș, rămâne de discutat. Eu simt altfel să citesc și asta e. Citesc cum simt. Simt că ceea ce le place lor la voi. Simt că și voi sunteți niște persoane foarte aventuroase, care ați călătorit prin lume, prin viață, aveți multă experiență și mult curaj. Și asta iar îi pune pe jar. Probabil că nu și-ar dori o persoană plictisitoare. Și totuși, deși aveți multă pasiune, vă temperați, arată și cartea la sfârșitul setului de cărți, vă temperați, vă căutați spiritualitatea, încercați în această perioadă de meditație, probabil că vă place să meditați în natură, vă conectați la sursă, la Dumnezeu, la focul vostru interior. Și asta, într-un fel, îi intrigă, pentru că, din cauza asta, lucrurile devin mult mai misterioase. Este o adevărată aventură să vă cunoască și să fie în preajma voastră. Este o adevărată. Se simt mici, se simt copii, nu contează ce vârstă au. Se simte ca și când este un miraj în fața lor. Este și un foc interior, este și un miraj. Poate le deschideți o nouă lume. Posibil, da. Posibil că și ei vin dintr-o perioadă, am zis, da? Poate și ei au trecut prin niște triouri, poate și ei au trecut prin niște situații. Și în preajma lor văd lumea cu alți ochi, da? Într-un mod creativ, pentru că și Cavalerul de Bâte e o persoană foarte creativă, inovativă, originală, posibil că sunteți și originali, într-un fel sau altul. De apare și Curcubeu. Posibil că sunteți unii dintre voi Rainbow Child, da? Copiii Curcubeului. Și într-un fel sau altul, pentru că a venit cartea invers, am senzația că nu se poate elibera mental de voi, se gândesc tot timpul. De obicei, șase de spade reprezintă o persoană care se detașează mental, da? Dar este vorba de ceea ce simt față de voi. Posibil că nu se pot detașa, sunt, da, intoxicați de dorință, de pasiune și tot timpul se gândesc la voi. Și s-ar întoarce cu cât ar vrea să plece și ar dori să plece, să vă lase în urmă, pentru că fierb, într-un fel sau altul, da? Pentru că lucrurile posibil nu avansează cavalerul de monede așa cum și-ar dori ei, pentru că unul din voi, sau poate amândoi, încă mai stați și vă mai gândiți la un trecut, la nu știu ce, nici unul, nici altul în acest moment nu luați această cupă, această ofertă. Cupa poate să fie chiar relația voastră, dar... Faptul că și-ar dori să se elibereze, dar nu pot de aceste gânduri, nu pot, revin de fiecare dată la voi. Sau gândul îi aduce către voi. Într-un fel sau altul, pentru că șase de spade înseamnă și întoarcere. Ah, ce frumos! Posibil, ce simt ei față de voi? Simt că îi întoarceți undeva. Mental îi face să se gândească. Să se gândească la casă. Îi întoarceți către casă, da? Că de fapt ce face? Să-i întoarceți către o zonă, da, solară, benefică, frumoasă, senină, da? Cavalerul de, da? Deșertul acesta plin de lumină, da? Îi întoarceți mental către o zonă de lumină. Dacă... Aha, am înțeles. Cred că de fiecare dată când vă văd pe voi, simt acest soare în suflet, simt acest optimism, simt că sunteți o persoană luminoasă, în afară de pasiune și de ce am spus mai devreme. Este o întoarcere în ei înșiși. Diavolul.
Vă simt ca pe o tentație pe care trebuie să o tempereze și o provocare, o provocare să o tempereze prin meditație, prin spiritualitate, să redescoperă această latură. Eventual la fel, dacă ei sunt niște cavaleri, jucători, le place să se joace, de fiecare dată nu pot să plece. În general, cavalerii pleacă după ce își găsesc aventura, după ce își manifestă pasiunea, nu pot să plece de lângă voi. Într-un fel sau altul, este obsedată această dorință și de întoarcere și de reîntoarcere. Pe de-o parte, îi face să și viseze 7 de cupe. Le dați această energie, da? Au fantezii, fantezii erotice, au nu știu câte cu voi, asta e clar. Și când un cavaler se întoarce de fiecare dată, se vede? Da? Începe să manifeste regele de bâte, sau regina. Începe să manifeste stabilitate. Haideți să vedem următoarea. Ok, continuare. Opțiunea numărul 3, partea a doua. Ce le place la voi? Aveți asul de spade și regina de spade. Interesant că apare și o balanță undeva. Poate ei sunt balanțe, poate voi sunteți balanțe. Ideea este că apar două elemente de aer cel puțin. Posibil că simt că sunteți perechea ideală pentru ei într-un fel sau altul. Însă, asul de aer, da? Dragonul de aer. Probabil că unii sunteți mai reci în aparență și asta tocmai îi instigă. Dar, înainte de toate, aveți un fel de a comunica foarte interesant care îi atrage. Zic interesant pentru că aici în mijloc ar semăna oarecum cu omul indian, da, om, elementul acela, dar nu e chiar. Și am senzația că este o scriere veche, ciudată, posibil și pentru că spațiul dintre cuvinte, da, aveți și spațiul dintre cuvinte. Felul în care comunicați creează noi înțelesuri. În afară de înțelesul pe care îl transmiteți direct, ei văd mult mai multe în spațiile dintre cuvinte, în acest limbaj, să zic direct, pentru că asul de spade este o persoană care vorbește direct, există ceva vechi, ceva pe care îl recunosc poate dintr-un alt spațiu, dintr-o altă viață. Recunosc că este ceva magic. Aha, magic, în felul în care comunicați. Probabil și în felul în care priviți în momentul în care comunicați, aveți o pasiune specială. Posibil, la un moment dat ați avut părul platinat sau în șuvițe sau mai spre, cum s-a purtat acum, roz, bleu, lila. Oferiți comunicare. Și posibil că asta apreciază foarte mult la voi, regina de manuscrise, similar cu regina de spade, țese. Felul în care comunicați, cuvintele pe care le folosiți, țes povești, povești care nu doar așa pur și simplu, sunt niște povești, că am vorbit de 7 de cupe, fantezii, da, imaginație, povești care transformă, povești care transformă oamenii. Interesant, nu? Și cuvintele, ce interesant vine mesajul, și cuvintele pe care le aveți puterea de manifestare, da? Cuvintele pe care le folosiți se manifestă în 3D, da? Se manifestă în 3D, într-un mod creativ. Pentru că regina de manuscrise poate să fie foarte creativă, că o face poezie, proză sau pur și simplu povestește într-un mod foarte creativ. Iar văd lilaul ca și culoare, care probabil că, sau movul, care vă scoate în evidență într-un fel sau altul. Ce le place? Ce le place? Felul în care creați. Iar o chestiune care ține de creativitate. Ce le mai place? Faptul că a apărut, ia uite, posibil aveți ceva marcaj pe rac sau, în fine, sau sunt semne de apă, sau sunt ei, sau marcaj pe apă.
Broasca țestoasă este plină de povești. În cartea care vine cu aceste seturi, cu aceste cărți, se povestește că nu se oprește la prima încercare, la prima poveste și merge mai departe. Cum am spus mai devreme, și s-a și văzut patru de cupe. Ați trecut prin multe, mergeți mai departe, meditați, analizați, eventual patru de cupe, alt mesaj, sunteți foarte selectivă sau selectivi. Și asta place persoanei respective. Este că broasca țestoasă are un drum foarte lung de făcut, care o duce către o creștere spirituală deosebită. Posibil conștientizat acest lucru și vă urmați drumul. În continuare, sub carcasa aceasta sunt multe lucruri, multe emoții care nu sunt văzute, sunt ținute secret, ascuns. Posibil că asta îi fascinează iar, șapte de cupe, fascinație, iar, diavolul acela. Dar faptul că nu vă pot citi, că aveți o carcasă, că nu vă lăsați citiți de oricine, oricum. Și în primul rând că înotați în continuare către drumul vostru, către creșterea voastră spirituală. Ce le place lor, ia, la voi? Că dacă înainte a avut opțiuni, cum am discutat mai devreme la cavalerul de bâte, dacă înainte era un jucător, persoana respectivă, în preajma voastră își regăsesc puterea, această carte similară cu puterea. În preajma voastră își găsesc puterea. Și nu doar. Comunicând cu voi, găsesc mai multe opțiuni în viață, practice, nepractice, văd lucrurile dintr-o altă perspectivă, își dezvoltă mentalul, capacitatea de a analiza. Ei, și asta le dă putere. Și nu doar. Probabil că vă plac animalele, probabil că aveți un animal de companie, unii dintre voi, și asta iar place. Faptul că aveți un animăluț în preajmă și că iubiți natura și animale, s-a văzut și la patru de cupe că iubiți natura. Ideea este, am zis că e similar cu puterea. Posibil că ei se simt în preajma voastră protejați, chiar dacă sunt mai tineri, înțelepciunea voastră, asul și regina de spade evocă multă înțelepciune, le dă putere, le dă aripi, da? Puterea de a lupta, a cavalerul de bâte, de a se reîntoarce la voi pentru că lângă voi se simt în siguranță. Și eventual și ei își doresc foarte mult să vă apere, că este cavalerul de bâte, este un idealist în varianta lui pozitivă, un individ care apără o idee, un personaj, o regină, că de fapt după cavaler vine regina, da? Posibil că vă văd ca pe o regină, eventual, și își doresc foarte mult să vă apere. Ia uitați cum se înfășoară această panteruță în jurul fetei. Dacă cumva ei au un copil, probabil că voi priviți lucrurile echilibrat, just, corect și îi acceptați în preajma lor copilul. Interesant mesaj. Și asta pentru că își doresc o relație stabilă cu voi. Am zis că acel cavaler nu se poate îndepărta prea mult. De fiecare dată simte nevoia să se întoarcă la voi. Și este arătat de 10 de monede. Dar până atunci, haideți să vorbim un pic despre. A, ce vreau să zic mai zic? Că în momentul în care comunicați și vă place să comunicați, asta se vede și ei sunt fascinați de felul în care comunicați. La capătul setului de cărți apare, iar apare și dorința, da, diavolul. Afară de dorință, le aprindeți pasiunea, afară de asta, își descoperă sinele. Și este minunat, înseamnă că într-adevăr aveți o misiune specială în viața lor, o misiune prin care vă întăriți măcar unul pe altul, dacă nu voi pe ei, în fine. Își descoperă acest sine. Eventual comunicați, tocmai pentru că voi v-ați conștientizat acest sine. Sunteți într-o poziție. Ah, și să nu uităm, acum o să vorbesc, da? Ca și mesaj de la înger a venit, fiți în prezent. Și visați șapte de cup de inimă roșie, da? Visați la viitor, anticipați, da? Cum face și țesătoarea, da? Anticipați, mergeți mai departe.
Acum simt un alt mesaj. Dacă această, adică e foarte posibil ca această broscuță testoasă să reprezinte felul în care văd ei relația cu voi. Relația cu voi trebuie să meargă mai departe, prin întuneric, prin apă, prin încercări și să țineți undeva, să o construiți foarte puternică ca această carcasă și să vă țineți experiențele undeva în secret ca să nu fiți invidiați. Așa simt. Să nu fiți atacați, știi? Să nu vi se atace sensibilitatea și dragostea care va crește într-un fel special între voi doi. Fiți în prezent și visați la viitor. Învățați să anticipați, am zis mai devreme, să învață în prezența voastră să vadă lucrurile altfel. Da? Printre cuvinte, spațiul dintre cuvinte nu este gol. Este un spațiu care lasă sau nu neapărat că lasă potențial. Ce vreau să zic? Ce vreau să zic sau ce vreau să exprim? Nu este un spațiu gol, este un spațiu care așteaptă să fie creat, ca o pagină albă care așteaptă sau ca o pânză albă care așteaptă să fie pictată, țesută și așa mai departe. Și ei se simt fascinați să descopere acest potențial. În povestea, pentru că asta înseamnă spațiul dintre cuvinte, cuvintele sunt ceea ce manifestăm noi, da? Cuvintele creează povestea, povestea ta, povestea lui, a ei și împreună cele două povești lasă spațiu pentru a se crea o nouă poveste. Înțelegeți? Între voi doi. Acum văd luna, probabil că iar e un spațiu emoțional. Aha, se conectează la intuiție în momentul în care comunicați și analizează cuvintele și tot ceea ce spuneți. Au o altă viziune. În fine, deci fiți în prezent și visați la viitor. When we dream everything, mă prostește un pic. Is possible. Posibil că își doresc foarte mult să viseze împreună cu voi. Probabil că aveți aceste calități creative deosebite și ei le regăsesc în preajma voastră și își doresc să anticipeze, să vadă viitorul împreună cu voi. Și până veți fi împreună, în fine. Încearcă să rămână în prezent și să anticipeze acest moment în care veți fi împreună. Conștientizează la capătul seturii de cărți, aveți spiritual connection, conștientizează că sunt într-o legătură spirituală profundă, în care voi, posibil, sunteți doamnele aici, da, mai sus, și doamne mai sus, dintr-un punct de vedere, sau partea feminină, da, latura feminină. Și îi scoateți oarecum, da, îi scoateți dintr-o zonă în care probabil că nu știau despre anumite lucruri. Am spus că se vă conectați la niște chestii foarte vechi. Văd iar Egiptul, am vorbit de Egipt, poate asta să vă spună ceva. Văd și parcă și o Atlantida, probabil că v-ați conectat la un moment dat în alte vieți, în acele perioade, în Egiptul antic, în Atlantida și probabil încearcă. Ah, mă, ce mesaj vine. Probabil încearcă să se proiecteze împreună cu voi, nu doar în acest spațiu, în acest prezent, da? În această viață terestră 3D, ci undeva într-un viitor în care, cine știe, poate veți locui pe o altă planetă. Uf, Doamne, ce mesaj. Da. Le luminați viziunea. Le luminați viziunea în momentele lor de visare. Îi învățați să anticipați. În continuare, pentru că tot se întâmplă toate lucrurile astea, își doresc să se ofere vouă înși vă, da? Bride offers herself. Adică își doresc să se căsătorească cu voi. Că sunteți voi, că sunteți ei, aici e reprezentată de o femeie, dar poate să fie și bărbat. Da? Își doresc o căsătorie. Asta este confirmat de 10 de monede. S-ar oferi vouă. Pentru că voi aveți această putere să-i vindecați, da? Se vede și aici, să echilibrați și aici, da? Să-i consiliați, îi consiliați într-un mod mai special și își doresc să fie împreună cu voi. Au această pasiune, da, acel diavol, acel foc, acea sursă pe care ați văzut-o și mai devreme. Și dacă au fost într-adevăr niște conflicte,
Și vorbesc și despre conflicte, să zic, din punct de vedere mental, verbal și chiar sexual. La un moment dat cineva și-a dorit această legătură și din punct de vedere sexual, aventurierul respectiv, și a fost refuzat, da? 4 de cupe. Și totuși își doresc să lupte, cum am zis mai devreme, să lupte pentru această relație, pentru că înseamnă foarte mult pentru ei această relație și să iasă din 5, da? Să schimbe conflictul și să meargă. Eventual vă și spionează între timp, să meargă către 10 de monede. Ce frumos, ce frumos, dacă sunteți doamnă. Să vă trateze ca pe o regină, ca pe o regină, să eventual să ia cina cu voi, chiar de pe voi. Le place foarte mult să vă privească, mai puțin îmbrăcate. Adică, nu este doar o latură intelectuală a voastră, doar latura aceasta creativă, pasională care atrage, ci și fizicul vostru. Ci și fizicul vostru este. Posibil le plac foarte mult gleznele voastre, șoldurile, pieptul, felul în care vă exprimați în momentele intime sau cel puțin visează la aceste momente. Își doresc să vă privească în oglindă în timp ce vă iubesc. Să vă hrănească cu fructe în timp ce fac dragoste cu voi și voi pe ei, evident, și voi pe ei. Și parcă v-ar adora, v-ar mânca din priviri. Aveți o latură a voastră, nu contează vârsta, foarte primăvăratică și foarte senzuală, deși aveți și pasiune, aveți și o forță intelectuală deosebită. Și 10 de monede înseamnă abundență. Toate fructele astea sunt create din banii pe care îi faceți împreună, da? Am zis, vorbi despre mireasă. Vă doresc mireasa lor sau își doresc să fie mirele vostru. Ha! Ce frumos! Roșu și verde sunt culori complementare, posibil axa berbec balanță unii dintre voi. Roșu și verde este Marte, este forță sexuală și inima și chakra inimii verdele. Deci dragoste profundă și pasiune și de toate, dragii mei, de toate. Urmează următoarea etalare. Ați ales numărul 4. Ați ales acest simbol care îmi place foarte mult, evident pentru că îmi place arta gotică, poate vă place arta gotică, poate vă place ceva legat de Franța medievală, poate vă place acest element decorativ, vedeți? Pur și simplu. Îmi place natura, vă plac florile. Ce am zis că este crinul, crinul. Probabil că vă plac crinii, crinii imperiali, aveți o latura voastră regală și nu știu de ce iau uitați ce scrie, Cathy. Poate vă cheamă Cătălina, Caterina, pe el îl cheamă Cătălin, mai mult sau mai puțin. În fine, vă place să străluciți într-un fel sau altul și, dacă sunteți într-un trio, vă doriți să vă readunați și să creșteți într-o altă direcție. Pentru că acesta totuși este un simbol spiritual. Așa simt să citesc, așa vă citesc, vă povestesc. Căutați despre Franța, Franța medievală. Este și un element masonic, poate aveți legătură sau nu neapărat legătură, vă plac chestiile astea care țin de masonerie. O să pregătesc cărțile imediat. Ok, dragii mei, care ați ales numărul 4. Am vorbit despre o chestiune ale caselor regale din Franța, da? De royalitate, de regalitate, de ceva legat și de simbolul leului, iată care a apărut, a apărut. Ce a apărut? Valetul de monede. Valetul de monede este o persoană, să zic, studioasă. Aveți două cărți care arată studiul, introspectă și totuși, oh, ce le place, care este generoasă, îi place să ajute financiar pe cei care are în preajmă, probabil că îi ajutați financiar pe ei, probabil că le faceți, sau nu, invers, scuzați-mă,
Probabil că ei vă ajută pe voi financiar din când în când, sau dacă nu vă ajută financiar, le place să vă facă cadouri, pentru că regele, lei în general, au această plăcere nebună de a oferi cadouri când iubesc. Din vanitate, din generozitate, nu contează, le place foarte mult să vă ofere cadouri, cadouri sclipitoare, da? Cadouri sclipitoare, eventual de valoare, care să vă crească un pic și vouă orgoliu sau măcar lor că au putut să vă ofere lucruri atât de speciale. Sunt persoane foarte mândre, se vede și prin acest păun și regele de bâte. Este o persoană mândră. Iar citesc invers. Voi sunteți persoane mândre, da, și admiră chestia asta. Pentru că a apărut și regina de monede. Sunteți persoane stabile, urmată de marele preot. Sunteți persoane stabile, creative, mândre, care nu vă oferiți oricui și admiră lucrurile astea foarte mult. Probabil că aveți un fel de a fi autoritar și sunteți și foarte pasional. Este vorba de voi. Am schimbat un pic perspectiva, dar nu e nicio problemă. Posibil vă place foarte mult culoarea verde și lor le place cum vă stă în culoarea verde. Posibil că vă stă foarte bine și în verde și în roșu. Și în culori care exprimă pasiunea, dar și în culori care exprimă chakra inimii sau transmit o stare de calm. Vă place să vă aranjați. Asta înseamnă pe unul. Vă place să vă aranjați când ieșiți din casă, nu ieșiți niciodată nearanjat, nearanjată. Și aveți un fel de a fi autoritar care impune respect. Da? Nu contează vârsta, nu contează sexul. Aveți un fel de a vă impune. Sunteți posibil lider într-un domeniu sau v-ați cucerit o poziție de autoritate într-un fel sau altul, ori în preajma prietenilor, ori la locul de muncă, ori în cartier, nu contează. Undeva există un leu în voi care se exprimă, măcar undeva. Posibil că ei știu și admiră lucrul ăsta. Probabil că aveți un păr deosebit, văd păr, un păr deosebit, bine îngrijit, sănătos, care strălucește. Aveți un fel de a vă exprima. Probabil că vorbiți unii mai puternic, pentru că aveți și semne de aer. Exprimați puternic ceea ce gândiți. Și ideea este că gândiți. Gândiți, aveți mintea. Nu vă lăsați, nu mâncați tot ce zboară. Aveți felul vostru de a gândi. Și asta este admirat, chiar dacă uneori este stresant pentru cei din jur. Posibil că uneori aveți, am zis și mă repet, un fel de a vă exprima mai dur, dar este văzut ca pe un lucru foarte interesant. Este admirat că aveți păreri, că aveți o filozofie proprie și se vede și prin acest eremit. Eremitul care în acest moment a apărut invers, adică vă place să investigați lucrurile. Poate aveți ceva legat de scorpion în harta voastră natală. Nu știu, vă place să investigați, să găsiți lumina în întuneric, să săpați în situații, să analizați în profunzime. Posibil că unii dintre voi sunteți, aveți și tendința să vă izolați. Poate aveți planete prin leu fecioară, unii dintre voi, mai mult sau mai puțin. Sau sfârșitul leului, început de fecioară. Ideea este că vă place să investigați. Sunteți într-o călătorie spirituală și voi știți chestia asta și v-ați găsit o poziție sau urmează să vă găsiți o poziție de autoritate și în viața pământeană și în viața spirituală. Investigați, investigați. Nu vă este teamă să vă asumați niște responsabilități, chiar dacă uneori vă epuizați, epuizare, da? Rămâneți în picioare, este similar cu 9 de bâte, avem și regele de bâte. Luptați pentru ceea ce simțiți voi că este corect și pentru lucrurile care vă dau stabilitate, 4 de monede. Sunteți persoane stabile, am zis, pentru că ați trecut prin multe lucruri, vreți să transformați și mental și spiritual. Și deși vă place să arătați această latură, aveți și o latură voastră spirituală și mentală foarte bine dezvoltată. 4 de monede înseamnă stabilitate, înseamnă 4 regii sunt foarte stabili, poate sunteți
Vă place? A, respectați noțiunea de casă, de stabilitate, de tradiții. Am spus că nu vă este teamă să luptați și să vă expuneți eforturilor, chiar până la epuizare, pentru că aveți multă, multă energie și determinare și părerile voastre și viziunile voastre. Uneori îi stresați pe cei din jur, dar nu-i nimic, ei apreciază. Și dacă v-ați rănit de-a lungul timpului, luați lucrurile ca pe o lecție spirituală și continuați să furați. În haos, în dezordine, în responsabilități, în situații neplăcute. Probabil că sunteți și foarte selectivi dacă ați trecut prin trio și prin alte lucruri neplăcute. Ați învățat să vă controlați mintea. Să vă controlați mintea. Și sunteți pregătiți să vă exprimați adevărul când este necesar, când nu, îl ține secret. Dar aveți o latura voastră în care vă izolați, momente în care vă dați dreptul la singurătate, nu vă este teamă de singurătate, pentru că sunteți puternici. Gata, partea a doua. Ce le place la voi? A apărut eroul. Similar cu valetul de bâte. Și iar elementul păun. Probabil că sunteți foarte mândri și asta apreciază. Apare de două ori elementul urs. Dacă cumva nu v-ați exprimat emoțional la un moment dat din niște motive, că ați fost în singurătate, eremitul invers, pentru că investigați, căutați, ieșiți la un moment dat când considerați voi necesar, când este soare, când vă simțiți voi confortabil, ieșiți din această hibernare și exprimați stabilitate, încredere, putere. Aveți o forță pe care o căpătați când sunteți în acea poziție de eremit invers. Apare eremitul de două ori. Când vă izolați, vă regăsiți puterea și apoi reveniți. De ca și când nu s-a întâmplat nimic și vă recreați povestea voastră, reveniți ca un erou după ce v-ați supus sau ați cucerit experiențele anterioare. Probabil că unora vă place războiul sau sunteți mai războinici și totuși aveți o latura voastră foarte sensibilă, un psiholog sunteți și un luptător și un psiholog pentru că se vede consiliere. Posibil lor le place să vorbească cu voi, că sunteți mai înțelepți pentru că găsesc spațiu și găsesc cuvinte interesante, inteligente, că am vorbit și mintea, aveți opinii deosebite. Probabil că unora dintre voi vă place, că am văzut eremitul și apare și aici, vă place să vă conectați la o latura voastră spirituală, la îngerii voștri, la sinele vostru, la soarele vostru, că a apărut și regele și soarele aici, da? Și apoi vă întoarceți, după ce vă conectați, vă întoarceți, ieșiți în această hibernare, să zic, sau forare în adâncuri și povestiți, am vorbit de povestitor, da? Vă spuneți opiniile, părerile și este deosebit din punctul lor de vedere. Că aveți o înțelepciune specială și că oricând pot să stea de vorbă cu voi și nu se plictisesc. Și nu doar atât, există această legătură spirituală foarte profundă între voi, pe care ei o adoră. 27-37 poate să vă spună ceva. Ideea este că doamna, teoretic, cel puțin așa arată, este mai bine dintr-un punct de vedere spiritual. Probabil că domnul este mai luptător și doamna îl ridică la o latură mai specială, mai profundă. Ideea este că această legătură spirituală este recunoscută și posibil am senzația că unii dintre voi sunteți la distanță și acționați de ca și când partenerul este aici. Posibil că ei se poartă de ca și când sunteți deja în conexiune, de ca și când sunteți prieteni, parteneri, soț, soție, chiar dacă nu sunteți acolo lângă voi. Și probabil, invers, iar m-am exprimat invers din cauza oboselii, scuzați-mă. Probabil că voi vă purtați de ca și când îi cunoașteți de mult timp, sunteți deja foarte buni prieteni, parteneri, da? Deși sunteți la o oarecare distanță. Sunteți în devenire, relația voastră,
Dacă mai creșteți, mai, scuzați-mă că sunt și obosită, da? Relația voastră este în devenire și voi sunteți în devenire și asta într-o transformare continuă, interesant. În devenire, în devenire este și ursul, ieșiți din ceva rece, să zic întunecos și ieșiți către lumină, către stabilitate, a apărut patru de... debute stabilitate, ieșiți de eventual din gânduri, aveți această putere mentală, înțelepciune, să vă analizați gândurile, eremitul invers, cel mind, da? Și să vă găsiți controlul și să vă transformați. Uh-huh. Să vă creați niște canale în haos, niște... să vă găsiți drumul special al vostru și al relației cu ei, evident. Chakra inimii este deschisă. Este deschisă și nu doar a inimii și pișiudii. Puteți să comunicați, am zis, înțelept. Probabil și telepatic comunicați, pentru că văd aceste aripi la nivel mental. Comunicați că nu sunteți împreună și vă creați. De fapt, asta înseamnă storyteller, dar nu doar că spune povestea, și creează, vă creați povestea voastră. Mai fi de spus. Dacă voi sunteți aici, probabil unul dintre voi se transformă într-un mod special, deși e posibil că amândoi să vă transformați, dar unul dintre voi are această capacitate spirituală și experiență spirituală și ajută la transformarea celuilalt. Cred că la un moment dat, din punct de vedere fizic sau sexual, la un moment dat unul a vrut ceva și celălalt l-a refuzat și după un timp celălalt s-a întors și a fost refuzat. Există un joc, știți cum e în flăcările gemene, când la un moment dat unul vânează și celălalt refuză și când fuge și când se oprește din fugă, se întoarce celălalt. Este un joc de du-te-vino între voi deocamdată, probabil și din cauza distanței. Vă supărați, vă împăcați, vine unul cu scuze, vine unul cu provocări, tentații și totul se întâmplă ca să învățați să comunicați unul cu celălalt, să vă creați ritualul vostru, să vă creați ritualul vostru și împărtășirea voastră, dar numai în momentul în care vă opriți din această joacă, pentru că e o joacă, e un soi, totuși valetul de bâte e o energie destul de imatură. În momentul în care vă recunoașteți tot acest potențial, legătură spirituală, da, transformare, veți recunoaște că este o legătură foarte profundă, judecată, da? O legătură foarte profundă, măcar sexual, dacă nu și mai mult. Dacă nu sunteți într-o familie, aveți acest potențial sau cel puțin vă doriți, da? Becoming. Da. Becoming. Relația, toată joaca asta de du-te, vino, ba, unul se caută, ba, celălalt fuge, ba, invers, ba, așa. Care era cuvântul? Vă trezește la o conștiință că nu puteți să stați separați unul de celălalt, nu puteți să stați supărați, pentru că există acest magnetism fantastic între voi doi. Sunteți niște... Probabil, amândoi sunteți mândri. Și trebuie să învățați să vă studiați unul pe celălalt și ce mai vreau să zic eu, să vă regăsiți stabilitatea, abundența împreună și ar mai fi un mesaj, să învățați să lăsați supărările și să vă întoarceți privirea către lumină și ar mai fi un mesaj, cum am zis mai devreme, doamna, da? Doamna este lumină. Doamna are această putere de a transforma relația într-un mod aparte, da? În momentul în care se renunță la orgolii. Da? Doamna, femeia, este
un înger de lumină care îl ajută pe el, da? Îl împărtășește cu această și forță sexuală, da? Și spirituale, ca un ritual. Îmi place, m-am pus o imagine, deși nu face parte din set, este adăugată, da, ca și etichetă, dar îmi place foarte mult pentru că nu se regăsește în set. Și iată că a venit la voi, undeva la capătul setului. Trebuie să vă găsiți ritualul, stabilitatea, echilibru sexual, în comunicare, în felul în care vă împărtășiți, vă hrăniți unul pe celălalt. Pentru că, da, e o legătură spirituală, o legătură spirituală profundă între voi doi. Însă, doamna, probabil că trebuie să primească lumina și să o ofere, da? Ca aici, da? Tot o doamnă, nu contează vârsta. Să ofere lumina, înțelepciunea. Să-l consilieze eventual pe celălalt. Unul dintre voi trebuie să vă consiliați. Altul apără. Altul se luptă. Altul consiliază, da? Și uite, așa se creează acest as de monede, că de fapt asta simbolizează ursul, un început. Puteți crea, becoming, da? Puteți deveni. Puteți să micșorați această distanță și să fiți împreună, chiar dacă în acest moment acționați de ca și când partenerul este aici. Deci asta îi place persoanei la care v-ați gândit când ați ales acest medalion. Dar amândoi gândiți, probabil că și simțiți momentul în care vă gândiți unul la celălalt, amândoi vă gândiți la acest moment în care sunteți împreună. Ia uitați, cei doi sunt chiar aici. Sunt chiar aici. Sau aici. Vă creați mai multe scenarii. Ce-ar mai fi de spus? Că doamna uneori poate fi nu doar spirituală, poate să fie și foarte tentantă, destul de greu de rezistat acestei tentații, acestei oportunități de creștere, de schimbare, da? Iar apare semnul leului, iar apare casa a cincea. Și probabil că domnului îi place foarte mult să facă cadouri, să vă aducă flori, cum a spus mai devreme. Doamna poate este un pic mai selectivă, mai vanitoasă, nu primește orice, oricând, oricum. Și uite, așa trebuie să depășiți 4 și 5 către 6, către alte lucruri, către acest echilibru despre care am vorbit mai devreme. Ce-ar mai fi de spus? Probabil că dacă sunteți doamnă, îi place foarte mult bustul dumneavoastră, picioarele. Când vă îmbrăcați tentant, îi place foarte mult domnului. Și pentru că văd această pelerină roșie la el, da? Și văd și rochia roșie, probabil că îi place când îi îmbrăcați hainele, dacă ați reușit să fiți împreună. Iar o chestiune legată de păr, probabil că aveți un fel de a vă face părul mai special. Și natural și studiat. Știți că sunt mai multe coafuri acum care se poartă. Studiați naturale. Aveți un păr foarte sănătos. Și frumos și lucios. Sau bine vopsit, în fine. Ce-i place? Ce-i mai place la voi? Lăsați amprente în sufletul persoanei respective. Da, interesant. Lăsați amprente. Din cauza asta se întoarce de fiecare dată. Ba unul, ba altul. Vă lăsați unul altuia, dar bănuiesc că e vorba de cealaltă persoană, da? Îi amprentați sufletul într-un mod care instigă la pasiune, la creativitate, la luptă. Poate vă plac medalioanele din Malahit? Vă place Malahitul? În fine, cam aceasta ar fi etalarea
Pentru numărul 4, sunt curioasă, transmiteți. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Uf! Vă pup, numai bine!